mă duc pe organul care reunește toate programele și fac modificarea pe organ și în momentul acela se schimbă, adică atrag pe organul respectiv memoriile din toate câmpurile și intru în contact cu memoriile prin organ și faptul că se descarcă pe conștientul meu memoriile din viața asta sau din transgenerațional sau din translife, nu mai îmi pun întrebarea de unde vine, ci ard. Și atunci focusul meu nu este neapărat să înțeleg, cu toate că prin organ eu pot să intru și să mă duc unde? Unde mă interesează. Ok? Și atunci ceva. Consum de pe organ încărcarea și atunci, dacă eu am un ficat aici și ficatul meu este conectat la toate cele și am din viața asta furie de aici, din transgenerațional furie de aici, din translife am și furie, dar am și pachete de pozitiv pe organul ăla. Ce e pozitiv îmi dă energie în organ, ce e negativ îmi ia energie din organ, adică am găuri negre și găuri albe. Pot să zic așa? E un spațiu care conține găuri albe și găuri negre. Ale albe sunt evenimentele din viața respectivă sau din viețile respective care generează plus valoare, radianță de lumină și iubire. Cele negre absorb energie. Dacă per total ca sumă ce este negru este mai mic decât ce este alb, nu? Adică ce este negativ este mai mic decât ce e pozitiv, ca să zicem așa, adică unul are mai multă lumină decât întuneric, organul este sănătos, zicem noi că e sănătos, adică e funcțional. Dacă negativul este mai mare decât pozitivul, intră în degradare celulară, pentru că pierde energie, nu are energie de proces ca să supraviețuiască și atunci este sub limită și se degradează. Și apare degradare celulară, pe care noi numim boală. Da? Care boli se manifestă într-un mod diferit, la diverse țesuturi, la diverse organe, sunt boli diferite pe tipologii de frecvențe diferite, cum toate bolile au vibrații diferite, o regăsești în tiparul respectiv. Toate bolile au vibrații diferite. Așa cum toți paraziții din corp au vibrații diferite și poți să-i găsești pe scala valorică, sunt frecvențe specifice pentru fiecare bacterie, pentru fiecare vierme, pentru fiecare orice. Și există, avem clasele de frecvențe pentru fiecare tipar. Îl avem.